precizări preliminare și efectele secundare ale vieții și 7 octombrie beneficiază de o ținută grafică pe care o datorăm Agatei Papar. Un om care a reușit niște coperte în ton cu ceea ce vine după el. O altă precizare preliminară. M-a văzut la Digi24 amicul Radu Naum cu cartea asta. M-a întrebat dacă e despre el. Acum eu știu că el e născut pe 7 octombrie, i-am spus că este și despre tine, în bună măsură. Și în orice caz, cum bine a spus Lidia, nu e o carte pentru proști. Deci proștii au acces, dacă nu interzis, măcar restricționat. Ce e totuși 7 octombrie? Nu este nicio carte despre referendumul pentru familia tradițională, pentru că atunci ar trebui să fie 6-7 octombrie. Este o carte în care 7 octombrie este fosta zi a unei foste țări. Era ziua națională a Republicii Democrate Germane, pe care unii dintre noastre n-au prins-o. Transformată de personajul narator din cartea lui Vlad Zografii în Ziua Mondială a Aberației, ceea ce este un fapt foarte interesant și oportun. Altceva e foarte interesant, simpatic și primejdios să fii în vecinătatea lui Vlad Zografii, pentru că are un filtru prin care trece realitatea, care te poate preschimba în personaj fără să-ți dai seama. De fapt, sunt câteva personaje în carte pe care eu le-am recunoscut, o să-ți spun după aia, care nu sunt printre noi acum, dar am să-ți povestesc și o să-mi confirm sau am să intru. După cum, ceea ce trebuie cu adevărat subliniat dincolo de glumă, este că avem de-a face cu un om excelent exersat în registru parodic. Faptul că acest roman are poezie și are tandrețe și are subtilitate și are rafinament chiar și în registru sexual, puternic sexual, nu este o contradicție. Este un fel al lui Vlad Zografii de a merge pe o claviatură foarte încăpătoare. Instinctul acesta parodic se vede din primele pagini, iar aplicarea pentru subtilitate și rafinament se constată pe la începutul cărții, când personajul principal, ce crezi că face? Moare. Și asta ne aduce aminte de un panseu al unui elev, care zice așa panseul: o scrisoare de la Muselim Selo n-a fost scrisă de Muselim Selo, după cum s-ar crede din titlu, ci de căprarul Nicolae, care era mort. Acum, aici personajul e înjunghiat într-un tramvai, în tramvaiul 16, după ce apucă să vadă un lucru care îi va potența reveriile, și anume această statuie a lui Vasile Lascăr despre care vorbește și Lidia. Vasile Lascăr este străjuit într-o poziție oarecum omagială de un personaj feminin. Iar între personajul feminin și statuia în sine, scrie vroiesc să fac din administrație o a doua magistratură. Iar personajul aspiră, parodic și nu numai, la un statut comparabil. Adică la o statuie într-un scoar discret. Deci cuvântul ăsta discret schimbă toată perspectiva, da? El nu vrea o statuie în locul biscuitelui de la televiziune sau de unde o fie acum, de la bordei. Nici în Piața Romană, nici în Piața Universității. Într-un scoar discret. Undeva, cum spune colindul de metrou, într-o stântă joi la vale. Adică nicăieri, dar să fie discret. Deci asta este cartea. E o carte sprintenă, dură, și în același timp hrănitoare. Deci Vlad Zografii este un om care, în plus, are exercițiul teatrului. Și asta se vede foarte bine. Deci dialogul acolo curge. Nu e nimic fals, nu e nicio notă care să sune cât de cât strident. Nu, totul e de acolo, de pe stradă, de la porcăria, din dormitor, din baie, de pe closet. Este ceva de o naturalețe de plină. Mie îmi place tare mult cum scrie Vlad și i-am spus lucrul ăsta, deci nu-l tămâiez acum ca să nu devin personaj în al treilea roman, ci pur și simplu este un om căruia îi iese cultura prin toți porii și îi mai iese ceva în afară de cultură, talentul. Mulțumesc!